Aglomerația din zona centrală a municipiului Drobeta, Turnul Severin, i-a determinat pe reprezentanții primăriei severinene să aloce banii necesari pentru extinderea parcărilor deja existente. În zona străzii Mareșal Averescu, în preajma Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor, de câteva zile se lucrează pentru extinderea și reamenajarea unei parcări dintre blocuri. Aproape de primărie, de prefectură, de Consiliul Județean. Avem și noi locuri de parcare și avem o grămadă de vizitatori. Fiind instituție publică și o instituție cu trafic destul de ridicat, e absolut necesară această parcare. Era groaznică. Lipsă locuri de parcare. Ce să pot spune mai mult? Era necesară și o extindere. Văd siguranță, siguranță. Cu toate că dispar spațiile verzi, dar e ok cu parcarea. Lucrările au demarat cu doar câteva zile în urmă și se pare că nu vor dura mai mult de o lună. O să fie foarte mulțumiți și oamenii care merg pe jos, pietonii și conducătorii auto, pentru că extindem zona de parcare, punem și pomi pe perimetru peste tot. Sper să fie o zonă plăcută. Zona centrală este una dintre cele mai aglomerate din Drobeta, Turnul Severin. Tocmai de aceea se impune finalizarea urgentă a lucrărilor.